Vinul e o parte a familiei, adică o parte din personalitatea și a mea și a familiei mele. Ambele familii și a mea și a soției iubitori de vin, fiecare cină câte o sticlă de vin, asta e o regulă. La o nebunie am luat, pur și simplu, un șervețel și am început să desenăm cisterne și scriem crama noastră proprie. Am început cu 2000 de sticle de vin, foarte modest. Acum vreau să îmbuteliez peste 10.000 de sticle. Eu sper ca să fiu prima generație din familia mea care s-a apucat de chestia asta și tare sper ca copiii mei să ajungă și să continue. Când prima dată am prezentat vinurile publicului larg, am simțit mândru. Iar și totul a fost făcut mai mult sau mai puțin dintr-o nebunie. De aici așa vin mesajele, admir lucrurile aparent imposibile. Republica Moldova este un trend. Dacă ai făcut un vin cupaj, trebuie să-i dai o denumire. Având un băiet și înainte de culcare, tot îmi spun o poveste, două. Și taman au fost și momentele în care spunem și povestea lui Harap Alb. E unica și una dintre puținele povești, din păcate, care le mai țin minte eu. Și le transmit încet urmașilor.